Salut, dragi copii! Bine v-am găsit la o nouă activitate pentru elevii claselor a treia. Pentru cei care nu au urmărit emisiunile anterioare, mă numesc Molnar Cuva Cemeșe și azi v-am adus o lecție care se bazează pe ideile doamnei învățătoare Ferenc Edit de la Liceul Teoretic Buioi Forcoș. Și azi vom vorbi despre toamnă și animalele din pădure. Sper să mă urmăriți cu atenție, să aflați de data aceasta cine va veni în vizită la vechiul nostru prieten Veverița. Haideți să vedem! V-am adus o ghicitoare. Notați în caietul vostru litera care marchează răspunsul corect. Toată ziua, cioc, 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 obosită nu-i deloc, în copac ea ciocănește, vierm culege. Cât dorește. La imaginea A avem o mielă, la imaginea B avem o veveriță, la imaginea C o ciocănitoare și la imaginea D o vulpe. Ghiciți, vă rog, care dintre aceste animale este cea din ghicitoare. Și acum să verificăm. Dacă ați optat pentru ciocănitoare, atunci ați lucrat corect. Toată ziua cioc, 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 obosită nu-i deloc. În copac ea ciocănește, vierm culege cât dorește. Cine e? Ciocănitoarea. Cele două personaje cu care ne vom întâlni astăzi sunt Veverița și Ciocănitoarea, așa cum ați ghicit. Dar, ca să înțelegeți mai bine lecția, v-am adus și exerciții care explică înțelesul cuvintelor. Oare la care imagine se referă enunțul următor? Potrivește enunțul cu imaginea corespunzătoare. Este un fruct rotund, cu coaja tare, cu miezul dulce. Care este? Ați optat A sau B? Să vedem. Este un fruct rotund, cu coaja tare, cu miezul dulce. Da, ați ghicit. Este alunele. Exact așa. Și acum vă mai aduc alte exerciții cu cuvintele de explicat. Ele apar în povestea pe care v-am adus-o. Haideți să vedem. Cum ați putea să spuneți altfel? Potriviți enunțurile din cele două coloane. Notați, vă rog, 1, 2, 3 și 4. Lăsați un pic de spațiu între numere și potriviți cu literele A, B, C și D. 1. Veverița a cercetat tot locul ca să afle unde i-au dispărut alunele. Ea s-a zgâriat la picior într-o coajă de alună. Veverița s-a mâniat pentru că a dispărut o parte din alunele adunate. 4. Ea s-a ascuns în scorbură și a stat la pândă. A. Veverița s-a supărat foarte tare pentru că a observat că lipsesc din alunele adunate. B. Din locuința sa, ea a vrut să observe pe ascuns ce se întâmplă. C. Ea a făcut o rană ușoară la piele din cauza coajelor. D. Veverița a căutat să afle cât lipsește din provizie. Deci, potriviți enunțurile din cele două coloane. Și acum să verificăm. Dacă ați lucrat corect, trebuie să vă apară în felul următor rezolvările. 1. D. 2. C. 3. A. Și 4. B. Iar acum să știți că v-am adus o poveste la fel de frumoasă ca și data trecută. Ascultați povestea Veveriței și a ciocănitorii, care a fost scrisă de Emil Gârleanu. Cioc, 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 după Emil Gârleanu.
Veverița a găsit un pom ciudat, cu fruct rotund, tare, dar cu miezul dulce și gustos. Era un alun. I-au plăcut alunele și au umplut scorbura în timpul toamnei ca să aibă provizii toată iarna. S-a bucurat că a dat norocul peste ea. Într-o dimineață, s-a zgâriat la un picior într-o coajă de alună. De unde? Ea nici nu s-a atins încă de fructele strânse. Cercetează. Un sfert din alune erau mâncate. S-a întristat veverița, dar s-a și mâniat. S-a pus la pândă ca să prindă hoțul. S-a ghemuit în scorbură și a așteptat. Cine era? Ciocănitoarea a găsit scorbura și în scorbură alunele. În fiecare zi venea să-și ia prânzul. În ziua când o pândea veverița, a sosit tot așa veselă. Când a intrat în scorbură, veverița s-a repezit la ea. Ciocănitoarea a vrut să fugă, dar veverița a prins-o de coadă. Aceasta și-a lăsat coada în laba veveriței și a dispărut. Mai târziu, când i-a venit inima la loc și s-a văzut fără coadă, s-a întors la veveriță să-i ceară iertare. N-a mai intrat în scorbură, ci a bătut cu ciocul. Cioc, cioc, cioc. Nu i-a răspuns nimeni. Veverița s-a mutat de acolo. De atunci ciocănește la fiecare copac, dar nu primește niciun răspuns. Pentru a înțelege mai bine lecția, și de data aceasta am împărțit-o în fragmente. Haideți să citim primul fragment și să rezolvăm exercițiul legat de acesta. În pădure, veverița a găsit un pom ciudat, cu fruct rotund, tare, dar cu miezul dulce și gustos. Era un alun. I-au plăcut alunele. Și-a umplut scorbura în timpul toamnei ca să aibă provizii pentru iarnă. S-a bucurat că a dat norocul peste ea. Voi veți avea ca sarcină să căutați un titlu potrivit pentru acest fragment, să precizați locul, timpul și personajele acestui fragment. Iar la sfârșit să încercăm să formulăm într-o singură propoziție evenimentul. Haideți să vedem cum se poate rezolva. Noi am găsit ca titlu potrivit provizii pentru iarnă. Locul este în pădure. Timpul, în timpul toamnei se petrece acțiunea, iar personajul care apare în acest text este veverița. Ca să putem să constrângem într-o singură propoziție fragmentul, putem spune: veverița a strâns alune pentru iarnă. Dar haideți să vedem mai după aceea. Într-o dimineață s-a zgâriat la un picior într-o coajă de alună. De unde? Ea nici nu s-a atins încă de fructele strânse. A cercetat. Un sfert din alune erau mâncate. S-a întristat veverița, dar s-a și mâniat. S-a pus la pândă ca să prindă hoțul. S-a ghemuit în scorbură și a așteptat. Cine era? Ciocănitoarea a găsit scorbura și în scorbură alunele. În fiecare zi venea să-și ia prânzul. În ziua când o pândea veverița, a sosit tot așa veselă. Când a intrat în scorbură, veverița s-a repezit la ea. Ciocănitoarea a vrut să fugă, dar veverița a prins-o de coadă. Aceasta și-a lăsat coada în laba veveriței și a dispărut. Sarcina este aceeași. Stabiliți un titlu potrivit, determinați personajele și să încercăm să formulăm câteva propoziții pentru a stabili evenimentele. Haideți să vedem cum am lucrat. Noi am găsit ca titlu potrivit hoața. Aici sunt două personaje. Apare și veverița și ciocănitoarea în acest fragment.
Iar evenimentele sunt câteva. Veverița a observat că lipsește din alunele adunate. Ea a stat la pândă. A prins-o pe ciocănitoare, dar hoața a dispărut. Acesta este ceea ce este cuprins în acest fragment. Vă invit să vedem următorul. Mai târziu, când i-a venit inima la loc și s-a făcut fără coadă, ciocănitoarea s-a întors la veveriță să-i ceară iertare. N-a mai intrat în scorbură, ci a bătut cu ciocul. Cioc, cioc, cioc. Nu i-a răspuns nimeni. Veverița s-a mutat de acolo. De atunci ciocănește la fiecare copac, dar nu primește nici un răspuns. Haideți să stabilim titlul potrivit, personajul și evenimentele. Noi am considerat un titlu potrivit De ce ciocănește ciocănitoarea? Iar personajul care apare în fragment este doar ciocănitoarea de data aceasta. Iar ca eveniment putem spune că ciocănitoarea s-a întors să-și ceară iertare, dar nu a găsit-o pe veveriță. De atunci ciocănește la fiecare copac. Să știți că în acest fragment al textului noi am ales ca titlu De ce ciocănește ciocănitoarea? Nu l-am ales din întâmplare. Vă invit să citim și alte întrebări care încep cu cuvintele de ce. Vedeți, am scris cu roșu acestea. Observați că la fiecare întrebare care începe cu de ce, se răspunde cu pentru că. De ce și-a umplut veverița scorbura? Veverița și-a umplut scorbura pentru că s-a pregătit de iarnă. De ce s-a întors ciocănitoarea la veveriță după ce a rămas fără coadă? Ciocănitoarea s-a întors la veveriță după ce a rămas fără coadă pentru că a vrut să-i ceară iertare. Și de ce s-a mutat veverița din scorbură? Veverița s-a mutat din scorbură pentru că a vrut să-și apere proviziile făcute pentru iarnă. Iar acum avem și alte exerciții. Cum ați continua enunțurile începute? Alegeți varianta potrivită. 1. Într-o zi, veverița a găsit A. ghinde, B. alune, C. nuci. 2. Într-o dimineață a observat că a dispărut A. tot ce a adunat, B. un sfert din alunele adunate, C. jumătate din alunele adunate. 3. Veverița a aflat că hoțul era A. o altă veveriță, B. Moș Martin, C. ciocănitoarea. 4. Veverița a prins hoțul de A. aripi, B. picioare, C. coadă. Haideți să și verificăm. Dacă ați lucrat corect, atunci întrebările au următoarele răspunsuri. 1. B. Într-o zi, veverița a găsit alune. 2. B. Într-o dimineață a observat că a dispărut un sfert din alunele adunate. 3. C. Veverița a aflat că hoțul era ciocănitoarea. 4. C. Veverița a prins hoțul de coadă. Iar acum vă mai invit la un alt exercițiu. Cum ați putea să spuneți altfel? Potriviți enunțurile care au același înțeles. Notați, vă rog, 1, 2,
3, 4, lăsați un pic de spațiu între numere și haideți să citim prima dată propozițiile numerotate, iar apoi propozițiile notate cu litere. Voi va trebui să potriviți enunțurile care au același înțeles. 1. A dat norocul peste ea. 2. S-a pus la pândă. 3. I-a venit inima la loc. 4. S-a repezit la ea. A. S-a liniștit. I-a trecut sperietura. B. A avut un mare noroc la care nu se aștepta. C. Fără să stea pe gânduri, a sărit să o prindă. D. S-a apucat de treabă. Și E. S-a ascuns să observe ce se întâmplă. Și acum, haideți să verificăm dacă ați lucrat corect. Ați potrivit numerele cu literele? Bine, să verificăm. Dacă ați lucrat corect, atunci rezolvarea este următoarea. 1B. A dat norocul peste ea, a avut un mare noroc. 2E. S-a pus la pândă, s-a ascuns să observe ce se întâmplă. 3A. I-a venit inima la loc, s-a liniștit, i-a trecut sperietura. 4C. S-a repezit la ea. Fără să stea pe gânduri, a sărit să o prindă. Iar acum, haideți să cunoaștem mai bine un pic personajele din text. Avem un exercițiu prin care vă rog să potriviți însușirile cu personajele corespunzătoare. Avem A, veverița, și B, ciocănitoarea. Cuvintele sunt următoarele. 1. Harnică. 2. Lacomă. 3. Deșteaptă. 4. Cinstită. 5. Necinstită. Potriviți, vă rog, numerele cu cele două personaje. Și acum să verificăm. Veverița a fost harnică, deșteaptă și cinstită. Ciocănitoarea a fost lacomă și necinstită. Iar acum vă invit în încheiere ca să vedem tabloul lecției noastre. Aici am scris și cele mai importante informații din lecție. Haideți, vă rog, să repetăm despre ce am învățat noi astăzi. La numărul 1 avem titlul lecției. Titlul lecției de astăzi este Cioc, cioc, cioc. La numărul 2 avem autorul sau scriitorul. De data aceasta, scriitorul este Emil Gârleanu. La numărul 3 avem timpul acțiunii. Aici acțiunea se petrece într-o toamnă. La numărul 4 avem locul unde s-au petrecut evenimentele. Aici evenimentele s-au petrecut într-o pădure. La numărul 5 avem personajele care apar în lecție. Așa cum vedeți și pe imaginea alăturată, acestea sunt veverița și ciocănitoarea. La numărul 6 vorbim despre ordinea evenimentelor. Dacă veți avea posibilitatea, notați aceste propoziții în caiet sau pe o foaie și atunci veți avea schema lecției noastre.
Haideți să vedem aceste propoziții care ar putea forma o schemă. Veverița a strâns alune pentru iarnă. Veverița a observat că lipsește din alunele adunate. Ea a stat la pândă. A prins-o pe hoață, dar hoața a dispărut. Ciocănitoarea s-a întors să-și ceară iertare, dar nu a găsit-o pe veveriță. Iar propoziția de încheiere, de atunci, ciocănește la fiecare copac. Acestea au fost propozițiile așezate în ordinea evenimentelor. Iar la numărul 7 am pus un semn al întrebării. Am procedat așa deoarece aici ar trebui să vorbiți voi despre întâmplarea voastră preferată. Iar acest lucru eu nu vi-l pot spune. Trebuie să vă gândiți voi care este întâmplarea voastră preferată din acest text. Și dacă aveți posibilitatea, vă invit să realizați un desen despre această întâmplare preferată. Iar acum, eu îmi voi lua rămas bun de la voi printr-un cântecel, un cântec de toamnă care în același timp implică și animalele din pădure. La revedere, copii! Verde sunt multe animale, iepure și urs, veveriță, lup, vulpe și arici se ascund aici. Iepure și urs, veveriță, lup, vulpe și arici se ascund aici.